Noi suntem Dana și Claudiu de la The Slow Travel Experience și din iunie 2020 călătorim și locuim în camperul nostru pe nume Giovanni. În episodul de astăzi continuăm călătoria noastră prin insulele grecești și veți vedea, prin ochii noștri, Icaria și Furni. În august 2020 luam feribotul din Limnos către Icaria, cea mai lungă călătorie a noastră de până acum, 7 ore și jumătate, și cea mai costisitoare, 185 de euro. Icaria este o insulă din Marea Egee de Nord, cu o suprafață de 255 de km pătrați și o populație de 8300 de locuitori. Numele ei vine de la Icarus, cel care, încercând să fugă din Creta, și-a construit aripi din pene și le-a lipit cu ceară. Dar a zburat prea aproape de soare, ceara s-a topit, iar Icarus a căzut în apele de lângă insula care astăzi îi poartă numele. În zilele noastre, Icaria este una dintre cele mai tradiționale insule grecești vizitate de noi. Așa cum spuneam și în episodul trecut, planul inițial a fost altul. Ne gândisem să mergem pe continent, până în Pelopones și să petrecem iarna acolo sau în Creta. Dar odată aflați pe mijlocul mării, am decis să coborâm către sud, din insulă în insulă, și așa am ajuns să vedem câteva din insulele de lângă coasta Turciei, care altfel ar fi fost greu accesibile. Am ales Icaria pentru sălbăticia ei, pentru că e necomercială și pentru că, fiind august, fugeam de turiști cât mai departe de continent. Icaria nu are un aeroport internațional și atât timp cât lucrul acesta va rămâne așa, insula va continua ferită de turismul de masă. Aici vii dacă vrei să vezi Grecia adevărată, rurală, dacă nu te deranjează firea directă și prea puțin înclinată spre comerț a locuitorilor. Aici magazinele nu se deschid mai devreme de 9 dimineața pentru că localnicilor le place să petreacă până târziu în noapte. Iată câteva date istorice despre insulă. Începe să fie locuită cu 7.000 de ani înaintea erei noastre. În 1912, pentru o perioadă de 5 luni, Icaria și-a declarat independența și a fost proclamat statul independent al Icariei împreună cu insulele învecinate Furni Corseon. Locuitorii insulei și-au păstrat spiritul independent și astăzi. Despre ei se spune că nu le place să facă lucrurile decât în felul lor. În timpul războiului civil din 1946-1949, 13.000 de comuniști au fost exilați pe insulă, iar astăzi Icaria mai poartă încă numele de Piatra Roșie, datorită numărului mare de simpatizanți ai stângii politice și ai comunismului. Dacă nu știați, aflați că Icaria este una dintre cele 5 zone albastre ale lumii, cu procentul cel mai mare de persoane a căror vârstă atinge 90 de ani. În Icaria, una din 3 persoane atinge vârsta de 90 de ani. Și dacă ajungi pe Icaria, înțelegi de ce acest lucru este posibil. Aici totul este într-o urcare și o coborâre continuă, toate satele sunt pe verticală. Trebuie să ai o condiție fizică bună ca să poți trăi și munci pe o insulă cu așa un relief muntos. Din cauza acestui lucru, am găsit un singur loc de campare pentru Giovanni în sălbăticie. În majoritatea timpului am stat în parcarea din Agios Chirikos, capitala insulei, și în parcarea portului din Evdilos, al doilea oraș ca mărime al Icariei. Insula s-a dovedit neprietenoasă pentru van life și din cauza vântului, care aici ne-a zdruncinat până la epuizare, câteodată ne dobora scuterul noaptea, ne ținea treși și ne-a împiedicat să filmăm cu drona. Aici l-am împins pe micul Giovanni până la limită, l-am forțat să urce pe cele mai abrupte rampe și nu de puține ori a fost nevoie ca unul dintre noi să se dea jos de pe scooter pentru a putea continua. Drumurile sunt grele pe Icaria, nu foarte bune, iar dacă te duci către partea de sud-vest a insulei, așteaptă-te să găsești puține sate, fără măcar o vulcanizare, dar peisajul compensează pentru aceste lipsuri. Dacă te duci de la Agios Chirikos la Seicheles, cea mai frumoasă plajă a Icariei, mergi pe un fel de transalpina de-a lungul mării și nu știi la ce să te uiți mai întâi. La curbele Genagrafă sau la Marea Albastră în care pare că te aruncă drumul. Așa ajungi la Seicheles și, dacă vrei să faci poze cu plaja goală, ar fi bine să fii acolo la 8 dimineața. Culoarea fantastică a apei de la Seicheles e dată de pietrele de marmură de pe plajă, dar apa, chiar și în august, e rece ca peste tot pe Icaria. Toate plajele insulei sunt frumoase, cu ape limpezi și rare ori liniștite. Cele din partea de sud sunt în majoritate neamenajate, dar cu o priveliște frumoasă asupra insulei Furni, iar de la Agios Yorgos poți vedea chiar și insula Samos. Partea de nord are plajele cele mai populate pentru că sunt dedicate surfingului și windsurfingului. De altfel, insula pare să fie destinația favorită a tinerilor greci, pentru că aici am văzut prea puțin turiști trecuți de 40 de ani.
cele două orașe mai mari ale Icariei sunt unul mai pitoresc decât celălalt. Agios Chirikos, capitala, construită pe verticală, cu străduțele ei înguste și albe, unde rufele sunt atârnate la uscat deasupra capului trecătorilor, a fost baza noastră pentru explorarea părții de sud a insulei. Un orășel care ne-a fost drag de cum l-am văzut, atât de diferit de Mirina, cu o altfel de atmosferă, de parcă n-am fi fost tot în Marea Egee. În câteva ore ai străbătut toate străzile din Agios Chirikos și ai descoperit toate secretele. Deși mai mic, Evdilos, centrul cel mai important de pe partea de nord, este și mai pitoresc. Stă așezat într-un golf frumos, vegheat de o catedrală, ale cărei clopote ne trezeau dimineața și umpleau atmosfera cu sunetul lor de sărbătoare. Sărbătoarea Sfintei Marii ne-a prins la Evdilos și dacă n-am fi fost în pandemie, am fi putut să asistăm și noi la o panaghiri, o petrecere care ține 3 zile și 3 nopți, un fel de rave party grecesc, unde ingredientele principale sunt mâncarea, vinul și muzica live neîntreruptă. Din câte ne-au spus localnicii, în piețele din toate satele, în toată luna august, au loc aceste panaghiri care fac insula să răsune de muzică și cheamă localnicii turiști deopotrivă la dans. Trebuie să fie o experiență nemaipomenită și poate, într-un august fără COVID, vom reveni pentru o panaghiri cum numai cei din Icaria știu să facă. Dacă ajungi până în Icaria, poți să vizitezi pentru o zi și Furnic Orseon, care se află la numai 40 de minute distanță. Este un complex de insule, din care doar 3 sunt locuite. Cea mai mare se numește Furni și are 1320 de locuitori. Noi am petrecut o noapte acolo și am văzut mare parte din plajele ei, toate frumoase, cu ape limpezi, la fel ca ale Icariei. Pentru o insulă așa de mică, Furni are poate același număr de plaje ca și Icaria. Am explorat insula în lung și în lat și, deși august drumurile au fost goale de turiști, numai noi și caprele. Singurul loc mai animat este capitala, un orășel foarte mic și pitoresc, cu străzile pavate cu piatră și umbrite de duzi, cu taverne pe malul mării și o atmosferă liniștită. Aici, restul lumii pare să dispară și timpul parcă stă în loc. A fost cea mai mică insulă pe care am vizitat-o până acum din Grecia și o experiență deosebită. Acestea au fost Icaria și Furni. Spuneți-ne în secțiunea comentarii dacă doriți să mai vedeți și alte insule pe care le-am vizitat până am ajuns aici, în Karpathos. Dați-ne like și subscribe și pe data viitoare!